Bun, în acest video vreau să vă arăt o aplicație pe care eu o folosesc aproape zilnic. Se numește Everything și mă ajută să găsesc orice fișier pe calculatorul meu foarte rapid. Dar, de exemplu, există două variante: să găsim un fișier pe calculator sau ne amintim calea unde se află acel fișier și căutăm după cale, ceea ce e foarte greu dacă nu ești foarte bine organizat, sau cea mai rapidă metodă de a găsi un fișier pe calculator este să-i dăm cu search. Search-ul din Windows nu este atât de rapid și nu este atât de bun, adică nu îți afișează rezultatele pe care le-ai vrea. Aplicația asta îți afișează rezultatele instant de pe absolut de orice fișier sau folder care l-ai pe calculator după numele său, da? Și încă o chestie pe care trebuie să țineți cont când salvați un fișier sau creați un folder pe calculator, ar trebui să aibă un nume cât mai detaliat despre acel fișier, da? Adică să încercați să dați o categorie, da, din care face parte, sau numele fișierului să reprezinte într-un fel conținutul fișierului respectiv, da? Și aici pur și simplu intrați pe voidtools.com și dați click pe download install 64 de bit sau cât aveți. Da? Descărcați aplicația, o instalați, eu am instalat și de fiecare dată când trebuie să caut ceva, eu pur și simplu scriu aici în search de la Windows Ever, da? Și Enter. Dar mai nou o să fac în felul următor, pentru că într-adevăr aplicația asta o folosesc foarte des și pur și simplu o să adaug în meniu. Sau o adaug aici, da? Mai scriu o dată. Ever, faceți click dreapta pin to start, da? Și atunci aplicația asta o să am aici. Și o pot accesa. Ce am făcut? Am băgat un... Am băgat acolo. Da? Și pur și simplu am acces rapid la ea de aici. Și aici scriem ce vrem noi, da? Și avem imediat toate fișierele care au în titlu folder sau fișiere care au în titlu WordPress, da? Sau așa. Îmi trebuie logo de la site-ul meu. Pac, imediat am găsit logo-ul, da? Îl pot deschide, îl pot redenumi sau pur și simplu deschid calea, da? Dacă vreau să merg direct la acel fișier, deschid calea și în Explorer se deschide folderul unde este stocat acel fișier, da? Deci, o metodă foarte simplu de găsit ceva pe calculator. Foarte instant. Deci, căutările sunt instante. Doar că ar trebui să țineți cont când, în momentul în care salvați un fișier pe calculator, numele lui să fie cât mai detaliat, da? Pentru ca să-l găsiți mai ușor, să-l găsiți mai rapid, da? Nu știu exact ce să caut acum, dar ideea ați prins-o, da? patuscaune.ro. Pac, am intrat pe folder direct în fișierul care am nevoie de el. Da, deci cam asta este aplicația, o folosesc aproape zilnic când am nevoie de ea și este cea mai bună aplicație. Da, de exemplu, dacă ar scrie aici ceva, mi-apare, dar foarte puțin, da, adică mi-apare un folder nu știu ce și cam atât. Da, deci nu este atât de bună ca și aplicația respectivă. Aplicația respectivă probabil creează un index, indexează tot calculatorul, tot ce avem pe el și îl creează un index și din acel index deja el ne afișează nou rezultatele respective, da? Mult mai rapid. Bun, cam atât pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați la canal și să dați un like la acest video dacă v-a plăcut și a fost de folos.